deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, la Epistola către Romani, la capitolul 5, și citim începând cu versetul 12, până la 20. Romani, capitolul 5. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce urma să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata venită de la unul a adus o sândă. Dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Ocupăm locul. Toți acei care am fost duminica trecută la biserică, cred că mai ține minte cât de mare este stricăciunea păcatului. Cât de adâncă este. Cât de rea. Dacă așa de mare este stricăciunea, cum trebuie să fie repararea ei? Vindecarea ei? În șirul nostru de mesaje despre doctrina creștină, despre învățătura creștină, noi suntem la mesajul numărul 10. Pe lângă cel de astăzi, mai avem două. Aceste ultime trei mesaje au un singur scop. Cum se repară perfect, total, ceea ce a stricat păcatul? Ceea ce dărâmă neascultarea? Ceea ce murdărește nelegiuirea? Cei care mai aveți harta la dumneavoastră, puteți vedea că ultimele trei mesaje sunt despre răscumpărarea creației. Cum revine înapoi la Dumnezeu ceea ce s-a îndepărtat de Dumnezeu? Cu cât stricăciunea a fost și este mai mare, cu atât repararea e mai costisitoare.
Reparația a început la Calvar și ține până la sfârșitul istoriei și ajunge la desăvârșire, la înviere și la judecată. Acesta e drumul pe care îl parcurgem și noi în aceste trei duminici care ne-au mai rămas din această serie de mesaje. Când auzi citit Roman 5, 12 la 21, te încurci. Îți piere orice dorință de a mai asculta cam ce vrea să zică Pavel. Cred că atunci când am terminat de citit versetul 12, ați văzut că sunt trei puncte acolo la sfârșit. Și dintr-o dată Pavel schimbă macazul și revine, dacă vă uitați la versetul 18, verset care începe tot cu trei puncte. Se reia ideea ce a fost începută în versetul 12. Tot ce-i până acolo, de la 13 la 17, e o paranteză care se explice lucrul complex pe care îl are Pavel de explicat. În privința răscumpărării, a reparării, a aducerii înapoi a ceea ce s-a pierdut și s-a îndepărtat. Roman 5, 12 la 21 este text de bază. Un text care vine și ne învață într-un mod foarte sintetic. Așa, ca un rezumat. Tot ce a spus Pavel până aici în epistolă. Tot. Dacă dumneavoastră vă uitați în buletin, puteți vedea tot răul, toată nenorocirea, toată stricăciunea adunată cu ajutorul la trei cuvinte. Păcat, condamnare și moarte. Cine poate repara dărâmăturile acestea? Cine poate rezolva problemele acestea? Cine? Cum? Vedeți, Scriptura nu ne spune că problema lumii, problema omenirii ar fi sărăcia. Sau boala. Problema lumii este de natură morală. Când începi și citești Evangheliile, îți dai imediat seama de lucrul acesta. Dacă începi Matei. Chiar de la început, când îngerul îi spune lui Iosif ce are de făcut în privința logodnicei lui. Îi spune, pruncul care se va naște, să-i pui numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Acesta este cel așteptat. Copilul care aduce salvarea. Așteptările lor erau cu totul altele. Cu totul altele. Așa ceva are în vedere Apostolul Pavel când scrie cuvântul pe care l-am citit. El ne ajută să vedem întreaga istorie prin prisma a două persoane. Adam și Hristos. Sau cel de-al doilea Adam. În limba română a începutului de secol 20, cuvântul spune icoană preînchipuitoare a celui ce va veni. În limba română de astăzi am putea spune Adam este, sau a fost, un arhetip a celui ce va veni. Cineva care prefigurează ceva ce urmează. Dar, nu în sensul pozitiv, pentru că dacă Adam n-a ascultat, nu înseamnă că și Hristos va face la fel. Ci în sens invers.
Tot răul a venit ca urmare a neascultării unui singur om. Este ca și cum deschizi cutia cu șerpi. El a ajuns prima oară și apoi tot ies afară. Cutia cu balauri. Cutia cu rele. Adam este responsabil și de la el încoace toți oamenii sunt responsabili. Și fiecare vine în lume și se întâlnește cu încrengătură de puteri rele. Dintre ele, cele mai tari sunt păcatul și moartea. Fiecare om are parte de stăpânirea lor. Nu există om de pe pământ care să nu cunoască păcatul, iar la urmă să nu cunoască moartea. Așa ceva trebuie rezolvat. Cine rezolvă robia păcatului? Pângărirea păcatului? Vina păcatului? În așa fel încât toți oamenii care s-au născut vreodată pe acest pământ să poată beneficia de această rezolvare. Dacă păcatul, condamnarea și moartea sunt cuvintele care descriu ce a venit pe urma lui Adam, ce vine pe urma lui Hristos sunt altele trei. Har, neprihănire sau îndreptățire și viață. Toate acestea au fost date tuturor, sunt la dispoziția tuturor, prin acel unul care a venit. Acela fiind Iisus Hristos. Cuvântul citit se încheie cu o expresie memorabilă. Unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Ce a făcut Adam nu reușește să se ridice la acel nivel, la același nivel cu ce face Hristos. Întotdeauna când este adus Hristos în discuție, despre el se spune cu mult mai mult. Cu mult mai mult. Din belșug, din abundență. Așa ai siguranță că stricăciunea e rezolvată pe deplin. Nu mai rămâne nimic din ce a stricat el. Nereparat. Avem în contrast neascultarea primului om, a primului Adam, cu ascultarea celui de-al doilea Adam. Acesta este punctul de cotitură al istoriei. Ce se întâmplă atunci este vital pentru fiecare dintre muritori. Pentru fiecare. Detaliile la tot ce sumarizează Pavel le găsim înainte de epistolă. Dacă citești în capitolul 3, de la versetul 21 la versetul 26, acolo vei vedea primele detalii. Odată cu venirea lui Hristos, Dumnezeu și-a descoperit dreptatea Lui, neprihănirea Lui. E una de așa fel încât eu și orice om are parte de ea numai prin credință. Nu-i prin faptele pe care le-am face noi. Nimeni nu poate rezolva problema păcatului său. A condamnării sale. Și a morții sale. Nimeni. De aceea, în această privință, faptele sunt neputincioase. Înainte de mântuire, faptele sunt zero. După mântuire, faptele sunt obligatorii. Dumnezeu le-a pregătit și noi trebuie să umblăm în ele.
cele bune. Dar noi încă suntem înainte. Dacă citești Romani 3, de la 21 la 26, vei găsi modalități de exprimare de asemenea greu de priceput. Pavel spune că în El, adică în Hristos, noi avem răscumpărarea. Noi nu vorbim în mod obișnuit în acest fel, nu? În El. Sau în ea. În acela. Nu. De ce folosește Pavel acest mod de a vorbi? El nu spune prin El, ci spune în El. Știți ce are în vedere? Cel care a venit a fost Mesia. Mesia este regele poporului lui Dumnezeu. Conducătorul poporului lui Dumnezeu. Conceptul de unsul Domnului are în el, la miez, următoarea idee. Unsul reprezintă poporul. Când stă înaintea lui Dumnezeu, stă în numele întregului popor. Ceea ce face el e valabil pentru toți ai lui. De aceea Pavel vorbește în acest fel. În el avem răscumpărarea. Ce câștigă Hristos aparține tuturor care sunt ai lui. Toți ai lui beneficiază de asta. El a venit să frângă această robia păcatului. Puterea care leagă, care stăpânește. El reușește acest lucru trăind o viață fără păcat și murind pentru păcat. În acest fel, pe toți cei care cred, cum scrie Pavel acolo, au parte de ce a câștigat Hristos. De răscumpărarea pe care a câștigat-o el. În al doilea rând, acolo vei găsi următoarea idee. Când vorbești despre păcat, nu ai în vedere numai stăpânirea lui, ci ai în vedere și vinovăția și pângărirea pe care le aduce. E la fel, oricând și oriunde ai fi, când ai făcut ceva rău, te simți murdar. Te mustră cugetul. Toate astea trebuie rezolvate. Apostolul Pavel spune despre Hristos că Dumnezeu l-a făcut. În Scripturile noastre scrie jertfă de ispășire. Dar dacă citești la demisol, vei găsi o notiță care spune scaun de îndurare. Doamne, cum e asta? Știm ce-i scaunul de îndurare, nu? Cea mai importantă piesă de mobilier din cortul întâlnirii. După ce ai trecut de altarul de tămâie, dai la o parte perdeaua, intri în Sfânta Sfintelor și acolo găsești chivotul legământului. În chivotul legământului ai toiagul lui Aron, tabele lui Moise și vasul de mană. Dar peste chivot ai cel mai important lucru din tot ce au evreii. Din tot ce aveau, că nu mai au. Acel capac pe care sunt așezați doi îngeri, doi heruvini, față în față cu aripile deschise. Dacă citești cartea Levitic, în special capitolul 16, vei vedea că acela este locul care are două funcții. Marele preot intră și stropește capacul ispășirii sau scaunul îndurării. Pentru a face ispășire pentru păcatele lui și pentru păcatele întregului popor care stă afară. Dar acel loc mai are o funcție. Moise ne spune că Domnul vorbea cu el față în față de deasupra capacului ispășirii. Astea sunt funcțiile scaunului îndurării. Ispășire și descoperire. Iar acum Pavel ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe Hristos scaun de îndurare. Ce înseamnă asta? Funcțiile de odinioară
ale capacului ispășirii sunt preluate acum de Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, de al doilea Adam. Nu doar că se rupe puterea păcatului, păcatul să-și spală, să-și curăță. Și de acolo, în momentul experimentării curățirii, Dumnezeu îți vorbește. Iar eu și tu și orice om care aude e chemat să creadă. Atunci se întâmplă, atunci începe viața după voia lui Dumnezeu. Atunci are loc îndreptățirea. Dumnezeu nu mă mai socotește vinovat, ci drept. Numai Hristos a putut repara lucrurile acestea. Numai El ne-a putut dezrobi, numai El ne-a putut curăți, numai El ne-a putut aduce să auzim glasul Domnului. Dar lucrurile nu se opresc aici. Că mai e de dreptat. Citește capitolul 6. De la versetul 1 și până la versetul 11. Știi ce vei găsi acolo? Din nou, feluri de a vorbi pe care nu le mai întâlnești. Absolut surprinzătoare. Am fost îngropați împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Ce se întâmplă? Când moare cineva, îl îngrop singur. Dacă te uiți la calvar, deja începi să-ți dai seama, măi, ceva e de înțeles aici. Hristos n-a murit singur. Au mai fost doi acolo. Cei doi tâlhari pot fi văzuți în multe feluri. Unul are parte de mântuire, celălalt n-are parte de mântuire. Asta e prima observație. Cea de-a doua observație. Hristos e gata și moare cu cei care au fost rebeli. Dar în același timp, noi n-avem voie să uităm ce scrie deasupra pe cruce. Împăratul iudeilor. El moare ca Mesia. De aceea Apostolul Pavel poate spune că atunci când a fost răstignit Hristos, și cei care sunt ai Lui au fost răstigniți împreună cu El. Atunci când e îngropat Hristos, și cei care sunt ai Lui sunt îngropați împreună cu El. Astea ne ajută pe noi să ne gândim la Calvar, la Golgota, nu într-un mod banal, ci într-un mod mântuitor. Ce se întâmplă acolo pe cruce, ce se întâmplă în mormânt, are de-a face și cu mine. Nu e numai un eveniment istoric peste care se pune praful istoriei, ci un eveniment mântuitor în care am și eu parte. Lucrurile acestea mă ajută să văd lumea, istoria, altfel, prin ochii credinței. Ce-a făcut împăratul meu? De lucrurile acelea eu am mare nevoie. Mare nevoie. Numai dacă sunt așezat în mormânt cu El. Eu pot vedea și experimenta învierea. Începutul unei vieți noi. Dacă citești versetele 5-6 în capitolul 6, vei găsi asta. Noi ne-am făcut una cu o moarte asemănătoare cu a Lui pentru a fi una cu o înviere asemănătoare cu a Lui. Pentru ca noi să începem să umblăm în noutatea vieții. Într-o viață schimbată.
E nevoie de puterea sângelui vărsat, dar este la fel de mare nevoie de puterea care l-a ridicat pe Hristos din morți. Așa e de rea defecțiunea cu mine. Așa de stricată-s. Când mergi cu mașina la reparat, omule, ce se întâmplă? Bă, uite, nu merge aia, nu merge aia. Dar se poate adesea ca ceea ce zici tu că ar fi stricat să fie numai așa la suprafață și când se deschide, îți dai seama că n-a mai rămas nimic. E ca și când te duci la doctor. Omule, mă doare un pic așa în momentul în care doctorul deschide și se uită, zice e putre! Și atunci trebuie schimbat tot. Când tu te uiți așa, om la om, ai zice, măi, tot sunt bine, nu? Sănătoși, frumoși, eleganți. Dar Dumnezeu știe că pe dinăuntru miroase greu, spiritual vorbind. E robie, e pângărire, e mizerie. E vinovăție. Astea trebuie reparate. Astea trebuie îndreptate. Sângele care a curs pe cruce și puterea care l-a ridicat pe Hristos din morți sunt obligatorii dacă e să vorbești despre viață. Dar pe lângă aceste două, conform lui Dumnezeu, duminica următoare, vorbim despre Duhul Sfânt. Nașterea din nou, El nu lucrează. Ei lucrează împreună. Pe toate acestea le-a făcut El. Dumnezeu trimițând pe Fiul Său. Pe toate. Pentru cine? Dacă citești 5 cu 5 în aceeași epistolă, ce vei găsi? Pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Continuă lectura până la versetul 10. Dacă Dumnezeu a făcut asta pentru noi când eram nemernici, ticăloși, cu atât mai mult acum, când am început să umblăm pe calea cea nouă, nu va fi alături de noi. Până la sfârșit. Ultimul gând în ziua de astăzi este din finalul capitolului 6. Acolo Apostolul Pavel spune așa, ascultați. Așa cum odată mădularele voastre erau în slujba mizeriei, a necurăției, acum aceleași mădulare trebuie să fie puse în slujba neprihănirii. Dăruiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Cele două lucruri pe care mi le cere Scriptura sunt credința și ascultarea. Nu le separa niciodată. Ține-le întotdeauna așa ca o monedă cu două fețe. Întotdeauna, amândouă, la fel de mult. La fel de mult. Noi avem parte de această revărsare de har. Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu s-a uitat la cât de întunecat este pământul în care vine, în care se coboară. Ci pentru că Fiul ascultat de Tatăl Său. Noi am citit împreună, am recitat împreună Filipeni 2, de la 6 la 11. Deși era deopotrivă cu Dumnezeu, deși avea natura lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de toate acestea. A luat chip de rob și s-a făcut om. L-a ascultat pe Tatăl până la moarte, chiar dacă moartea a fost moarte de cruce. Acesta este cel mai important pas în privința reparației.
creația lui Dumnezeu începe să experimenteze răscumpărarea. E adusă înapoi. Întunericul și răul începe și bate în retragere. Și Hristos este văzut ca întâiul rod. Ca întâiul născut. Dintre mai mulți frați. Acestea sunt lucrurile care stau la temelia vieții noastre. Nu sunt idei născocite de noi, inventate de noi, îndoite, strâmbate, modificate, cum ne-ar place. Nu. Ele constituie inițiativa lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, știind unde sunt, cum sunt și cine sunt. Doar pentru că El a știut dimensiunea reală a stricăciunii, El a venit și cu soluția perfectă pentru ea. De aceea este posibil ca dintr-un prigonitor să iasă un apostol. Dintr-un ucigaș să iasă un propovăduitor. Este posibil. Atât de puternic este Dumnezeu. Cu cel care se lasă să fie schimbat de El. Asta e cea mai mare minune. Că cel care odată mergea într-o direcție, acum a schimbat direcția. S-a întors. Revine acasă. Este exact ca și cu fiul risipitor. Ca și cu fiul pierdut. Oricât a mers de departe, oricât de tare s-a adâncit, de acolo el a putut reveni. Și să fie primit în casa Tatălui Său. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Aduce o bucurie fără margini. Sari în sus de veselie. Ai avut vreodată ceva așa de stricat și cineva iscusit să poată repara? Cum te-ai simțit atunci? Asta ca să înțelegi puțin din bucuria mântuirii. Fraților, acestea au fost lucrurile pe care am pus să le părtășim în această seară. Așa repară Dumnezeu ce-a stricat păcatul. Așa se rezolvă probleme care sunt dincolo de puterea omului de a le rezolva. Numai El. Pentru asta vreau să-i mulțumim. Să-i fim recunoscători.